Alcoolul face noi victime. Bărbatul în vârstă de 23 de ani a consumat băuturi alcoolice, crezând că în acest mod rezolvă toate problemele pe care le are. Amețit, acesta a ajuns la concluzia că poate scăpa de probleme într-un singur mod. A luat un cuțit de bucătărie care și l-a înfipt în zona inimii. Din fericire, obiectul ascuțit nu a atins inima, astfel că acesta s-a ales numai cu o rană. La locul evenimentului s-a deplasat o ambulanță care i-a acordat tânărului primul ajutor. A avut o tentativă de suicid, încercând să se înțepe, să se înjunghe cu cuțitul în zona precordială, în zona inimii. A rezultat o plagă nepenetrantă totuși, care după ce a fost pansată, pacientul a fost transportat la Spitalul Tecuș și ulterior transportat la Spitalul Județean Sfânt Apostol Andrei Galați pentru investigație și tratament de specialitate. Se pare că în ultima perioadă consumul de alcool a crescut foarte mult, fapt care reiese din cazurile tot mai dese de evenimente neplăcute soldate cu accidentări sau chiar deces. În ultimele 24 de ore, medicii de pe ambulanță au mai acordat primul ajutor și altor doi bărbați implicați în diferite altercații iscate pe fondul consumului de alcool.